Bună seara, dragilor, și bun găsit! Bine, ne revedem la Devino Tu 2.0. Suntem la sesiunea 2, la partea cea mai interesantă, până la urmă, de activare a Tu 2.0 și o să înțelegem mai bine ce înseamnă această variantă a noastră care preexistă deja, spuneam. Învățăm cum să ne conectăm cu ea, cum să o aducem în celule. De fapt, asta o să fie la sesiunea 3, partea de embodiment. Scopul acestei a doua întâlniri este de a înțelege odată, în primul rând, ce înseamnă Tu 2.0 și apoi să o activăm, să ne conectăm cu ea, să învățăm drumul. Și data trecută, da, ca o scurtă recapitulare, așa, am pus bazele teoretice și am făcut partea de being. Da, dacă ne mai aducem aminte, din formula fericirii cu F mare, da, being, fii fericit acum, plus devino, becoming. Da? Și asta este tematica pentru astăzi. Ne pregătim să începem și vă invit așa ca de fiecare dată să aducem un pic atenția în interior. Bună, bună! Haideți să ne centrăm, să aducem atenția în interior, să inspirăm profund. Expirăm și relaxăm corpul. Încă o dată, inspirăm profund. Și pe expir, coborăm cu atenția în corp, în inimă. Ne conectăm cu senzațiile din corp, cu emoțiile. Devenim prezenți aici și acum. Și încă o dată, inspirăm profund și pe expir dăm drumul la toate grijile, provocările, to-do list-urile și dedicăm toată atenția, concentrarea pentru această sesiune de a lua maximul de beneficii, fiecare ce are nevoie pe orice plan ar fi. Așa că vă invit să pornim la drum în această a doua sesiune de becoming. Da, și am văzut data trecută. Da, mai țineți minte cele două scheme de cercuri? Odată esența, da, care se exprimă într-un mod natural, firesc, modul cum de fapt ne este dat, ne este natural să ne exprimăm, să fim în lume din esența noastră. Și bineînțeles, spațiul în care planul ne-a fost dat peste cap, da? Au fost diverse evenimente, circumstanțe, traume, răni emoționale și așa mai departe, cărora le-am dat o anumită interpretare, ne-am format anumite convingeri și în speță protecții, măști și am luat-o pe arătură, ca să folosesc termenul ăsta, din analogia cu trăsura. Da? Și în care trăim o strategie de compensare. Da? Trăim o viață care nu este de fapt a noastră, care nu reprezintă esența noastră sau scopul pentru care am venit aici, menirea noastră, cum vrea Universul să se manifeste prin noi, ci este un plan de supraviețuire. Da? Facem ce putem, să încercăm să ne protejăm. Da, de fapt, asta este intenția principală din acest scop. Nu este să facem ce iubim. Și o să vorbim imediat despre intențiile, de fapt, din care ne putem seta direcția pentru becoming. Bună, bună! Bine ați venit tuturor! Haideți că s-am început deja. Am intrat în pâine, da, că e o întâlnire concentrată și la subiect. Dar de asemenea, dacă sunt întrebări pe măsură ce parcurgem, nu ezitați să postați, să întrebați, poate să completați sau să aduceți comentarii, observații, ajută pentru clarificări. Da? Și spuneam că în becoming de cele mai multe ori se confundă, da? Toate workshop-urile, dezvoltarea personală, toate lucrurile astea de how-to, în general, focusul este pe, se confundă cu becoming-ul, în sensul că să te îmbunătățești, să devii mai bun, să crești cu nu știu cât la sută afacerea, whatever.
Da? Dar toate pleacă de la premiza de, da, de strategie de compensare. Și de fapt îmbunătățim, și asta până la urmă e cel mai mare eșec pe care îl putem avea, de a deveni foarte buni, de a avea succes la ceva ce nu este al nostru. De asta, când am pus baza la prima sesiune de becoming, este extrem, extrem de important acest lucru. Să revenim la esență, la cine suntem cu adevărat. Pentru că altfel, ăsta este riscul, ce spuneam mai devreme, da? Să avem succes la, la un plan care nu este al nostru, da? Ne trăim o viață falsă, care, bineînțeles, din exterior poate arăta foarte bine, da? Pe Facebook poate da foarte bine, însă în sinea noastră o să știm că nu este ceea ce căutăm cu adevărat. Și numai planul destinului divin, da, linia verticală, când ne aliniem cu sinele, cu cine suntem, este ceea ce ne împlinește, ne aduce fericirea, pentru că până la urmă, de fapt, asta căutăm cu totul. Fie că suntem în planul A sau planul B, da, tot ceea ce căutăm este fericirea. Asta este ce a plantat în noi divinitatea ca esență, ca GPS, dacă vreți, și asta este ce ne ghidează. Important este cum facem și din ce formulă aplicăm, da? Formula F cu F mic sau F cu F mare. Și sunt două lumi total diferite, două moduri total diferite de a ne trăi viața, a interacționa și a participa la viață. Ei bine, spuneam, sunt cinci spații sau spații energetice, dacă vreți, din care ne putem seta intențiile. Și primele trei sunt din asociate, dacă vreți, cu planul minții sau cu F mic. Și celelalte două, ultimele două, sunt din planul sinelui, din becoming. Da? Și asta face toată diferența. Primul spațiu energetic este am nevoie. Și este acea energie de neediness, am nevoie de bani, am nevoie de relația respectivă, am nevoie de afecțiune, de orice ar fi. Și ce este la bază, sau de fapt, pentru că știm, trăim în acest univers vibrațional și ceea ce emitem, aia va veni către noi. Iar când emitem o astfel de energie, bineînțeles că nu vom atrage ceea ce ne dorim conștient, ci lipsa. De fapt, da, pentru că am nevoie înseamnă că de fapt este o lipsă și aia de fapt vom accentua și mai mult. De fapt, ce e important să reținem că din aceste prime trei spații, cum este am nevoie, al doilea este trebuie, de asemenea vine din masculinitate, energie masculină rănită, trebuie, o să fac, e musai și da, depun mult efort, la fel. Este un spațiu, adică simțiți vibrația ce emană, trebuie, da? Care e mult stres, e, da? Ceea ce de multe ori și mare parte din dezvoltarea personală ne îndeamnă, devin o cel mai bun, competiție, trebuie, da? Și ne depășim limitele, însă de multe ori, chiar și dacă obținem lucrul respectiv, pe lângă că este o cale, o călătorie care aduce mult stres, nu este ceea ce ne aduce de fapt ceea ce căutăm cu adevărat și mai mult decât atât, mai țineți minte legea pendulului sau a dualității. Vom pierde fie pe aceeași parte, fie pe alta, ceea ce trudim cu mult efort. Da? Al treilea spațiu este vreau. Și care este o vibrație mai înaltă decât primele două, însă de asemenea ce are la bază, de fapt în spate, este tot sentimentul, emoția, vibrația de lipsă. Vreau pentru că îmi lipsește ceva. Și atunci, deși are o energie mai înaltă decât primele două, tot suntem în acest pendul. Și de fapt, ce e important să reținem că pe linia orizontală, da, pe linia dualității, pe planul minții, pe strategiile de compensare,
nu înseamnă că nu putem obține ce trudim. De multe ori nu obținem, pentru că de fapt din spațiul respectiv, din vibrația de lipsă, focusul este în general pe nu am asta, îmi lipsește și de fapt asta este ceea ce ne aduce universul mai mult. Însă, bineînțeles, dacă depunem foarte mult efort, avem voință foarte mare, vom putea pune lucrurile în mișcare. Se obțin rezultate, cu siguranță, însă nu este ceea ce ne dorim cu adevărat și mai mult decât atât vom pierde da, pe baza legii dualității. Și spuneam, astea trei spații funcționează pe formula F mic, da? Și anume vreau să obțin cât mai multă plăcere, să evit cât mai multă suferință. Și este un joc cu sumă nulă și de fapt nu, ceea ce căutăm cu adevărat, ceea ce ne împlinește cel mai mult, ce ne aduce cea mai multă satisfacție, de fapt se află la un alt nivel vibrațional. Pentru că aici suntem limitați la aceeași vibrație, da? Ce nu am, ce îmi lipsește cu ceea ce caut, da? Sunt capetele aceluiași palier vibrațional. De fapt, cum spunea și Einstein, răspunsul, da, se află pe următorul nivel de vibrație. Și astea sunt următoarele două spații din care putem seta intenția, și anume aleg și iubesc. Da? Acestea două spații din care setăm intenția pentru becoming, da, pentru a deveni, unde direcționăm focusul, energia, atenția, către ce expansionăm, pentru că spuneam, nu e suficient doar să fiu, deși mulți ar crede și eu am crezut asta, v-am spus, când am făcut mulți ani de meditație, credeam că e suficient, însă nu este suficient, pentru că este nevoie, universul este tot timpul în expansiune și asta implică că și noi suntem în expansiune, universul prin noi, și dacă dăm voie, și asta este cel mai înțelept, cea mai înțeleaptă utilizare a liberului arbitru, să aleg ceea ce mă alege pe mine, adică modul cum universul vrea să se exprime prin mine, să mă aliniez cu acest lucru și aleg conștient, nu dintr-o compulsie, da, cum sunt primele trei, am nevoie, trebuie, da, nu pot fără, ci sunt deja satisfăcut în interior, îmi iau energia direct de la sursă și aleg să fac asta, ce mă cheamă, cum vrea universul să se exprime, pentru că știu, am înțeles că de fapt asta este ce mă va și împlini, las energia să circule și acti să circule prin mine, pentru că de fapt asta este ce ne face pe noi fericiți cu adevărat. Nu este apusul, apropo că da, sunt la mare și tot postez, văd în fiecare dimineață aproape răsăritul și e superb. Și ce se întâmplă în momentele alea, că, într-adevăr, e o bucurie, dar este pentru că mintea se oprește și atunci prana, shakti, circulă și de fapt noi de asta experimentăm bucuria. Nu de la simțuri, nu de la lucrurile exterioare, ci indirect lucrurile exterioare au potențialul să oprească mintea și atunci energia urcă. Numai că, așa cum am văzut și data trecută, noi avem acces direct la această stare, această sursă de bucurie permanentă. Da? Și atunci spuneam, având asta ca bază, înțelegând acest proces, cum funcționează și de unde ne hrănim cu adevărat, este și partea de becoming, al doilea termen al ecuației, în care cele mai importante modalități de a colabora cu viața sunt aceste două spații. Aleg și iubesc. Aleg, da? Aleg conștient, folosind liberul arbitru, nu dintr-o compulsie, ci pentru că dau voie, mă aliniez cu modul cum universul vrea să se exprime și aleg, dau voie să se întâmple lucrul ăsta, să devină astfel un canal. Da? Și iubesc, bineînțeles, este folosind darurile, pentru că până la urmă nu este ceva aleatoriu sau ceva, uite, universul vrea să faci lucrul respectiv, dar tu n-ai nicio talent sau abilitate sau nu-ți place. Nu, normal că este ceea ce
te hrănește, ce te împlinește, darurile pe care le ai. Sunt, bineînțeles, astea sunt aliniate și le punem în slujba acestui lucru, acestei misiuni personale sau cum vrem să o numim. Da? Și atunci și iubim să facem asta. Adică nu este o strofocare, deși uneori la început s-ar putea să fie inconfortabil când este partea de aleg, pentru că ego-ului nu o să-i convină neapărat. Atunci când ne aliniem cu adevărat cu scopul, cu misiunea, e un mit să credem că wow, o să fiu tot timpul numai pasionat și zi de zi și wow, mai în extaz. Nu, de multe ori e o alegere pe care o facem conștient zi de zi, chiar dacă de multe ori n-avem chef, până ajungem să iubim ceea ce ne cheamă. Da? Astea sunt cele 5 spații. Au sens pentru voi? Da? Primele 3 care vin din lipsă și ultimele 2 care vin din aliniere cu sinele. Da? E important să înțelegem asta ca și premiză pentru becoming. Din ce spațiu facem acest al doilea termen care de fapt ne umple. Carmen, pe primele 3 le știm bine. Da, important este să ne deschidem către ultimele 2, dar ca să putem să facem asta, trebuie să facem primul pas, să avem o bază solidă în a fi fericiți acum, pentru că altfel, dacă nu suntem, nu, da, dacă n-am făcut această bază, tot timpul vom căuta mecanisme de compensare. Și bineînțeles, nu este un proces care, cum să zic eu, ori numai din alea, din primele 3, ori numai din ultimele 2. Pentru că e o perioadă de tranziție. Da? Dacă acum ne luăm fericirea, da, care înseamnă energie, plăcere din exterior, am nevoie de anumite lucruri. Eu vreau, da? Și vreau să trec 100% la celelalte, să iau numai de la sursă, păi n-am cum. De asta este un proces gradual. Cu cât îmi încep să-mi iau mai mult energia de la sursă, cu atât celelalte, da, până se completează. Dacă vreți 100%, e dacă am 80% din exterior, 20% și după aceea inversez raportul, dar treptat, gradual. Da? Pentru că e un proces care se întâmplă cu toată ființa noastră, inclusiv la nivel de celule, inclusiv sistemul nervos trebuie să se adapteze pentru această schimbare. De asta e nevoie de o practică, tot accentuez lucrul ăsta, e nevoie de o practică zilnică, spirituală, susținută, care să ne ajute pentru being, da? Care spuneam este baza. Eu am spune, pentru alege trebuie să ai la dispoziție mai multe variante. E o discuție interesantă aici legată de libertate, că până la urmă despre asta e vorba, la alege. De multe ori e o concepție care vine a avea mai multe variante, da, dar este o libertate exterioară și... Bineînțeles, când noi credem că avem libertate, însă avem multă libertate exterioară, trăim în democrație, avem foarte multe variante, însă ne referim la libertatea interioară. Pentru că, deși credem că avem foarte multe variante de ales, ceea ce este stocat în subconștientul nostru, tendințele karmice, dacă devenim conștienți de ele, ne dăm seama că nu avem atât de multă libertate de alegere pe cât credem. Nici măcar la ce alegem să mâncăm, nici măcar la cum alegem, între ghilimele, să ne îmbrăcăm, nici măcar cum alegem relațiile sau cu cine să fim, pentru că toate astea de multe ori sunt niște predispoziții karmice și credem că noi am ales conștient, dar de fapt lucrurile sunt mult mai subtile. Și atunci când recăpătăm libertatea cu adevărat, liberul arbitru,
e o discuție mai subtilă. Avem în același timp, moment de moment, și nu. Dar pe măsură ce luăm energia tot mai mult de la sursă, ne reconectăm cu sinele. De fapt, tot scopul spiritualității, în adevăratul sens, este să ne recăpătăm libertatea. Până la urmă, ăsta este și scopul căii spirituale, moksha, eliberarea, da? Care este un proces interior, nu are legătură cu alegerile ce aleg X sau Y în exterior. Și atunci, când avem cu adevărat liber arbitru și nu mai avem compulsia de a alege anumite lucruri care sunt predestinate, putem să alegem ce ne cheamă. Și aia e cea mai înțeleaptă utilizare a liberului arbitru, pentru că urmându-ne dharma, închidem karma. Ai un joc de cuvinte, dar e o vorbă foarte înțeleaptă la care vă invit să reflectați. Bun, mergem un pic mai departe. Sunt mai multe perspective pe care vreau să vi le ofer legate de să înțelegem ce înseamnă TUT 2.0 și o să vă ofer trei perspective sau unghiuri, dacă vreți, pentru că eu cred că atunci când definim un termen nou, un concept cu care nu suntem familiari, important să-l înțelegem din cel puțin trei unghiuri definiții diferite ca să începem să-i prindem substratul cât de cât. Și prima nuanță sau primul unghi este legat de călătoria eroului. Da? Probabil că ați mai auzit de acest concept, care de fapt este un mit al călătoriei eroului, care care apare în mai toate culturile și în multe filme. Da, pentru că este ceva profund în ființa noastră, în care ne regăsim cu toții, indiferent că suntem bărbați sau femei, chiar dacă este un mit masculin, dar se reflectă în ambele. Da, nu face discriminări. Și vreau să înțelegem, să fac și o schemă. Ia să vedem dacă găsim aici tableta. Să facem o mică schemă legat de călătoria eroului. Da? Care spune că și este un, spuneam, un proces prin care cu toții trecem. Și îl regăsim, bineînțeles, în filme de la Lion King până la Cinderella și până la foarte multe povești, da? Ei bine, de la naștere, și are legătură cu ce am spus și până acum. O să vedeți, dar doar privit dintr-o altă perspectivă. Începem efectiv cu a king is born, un prinț se naște și un rege se naște și viața îi este amenințată. Asta este. Și își închide inima. Asta este prima etapă. Pur și simplu, da, și mai dacă mai țineți minte, ne-am născut în primii ani cu mama, cu tatăl, viața simțim că ne este amenințată, sunt anumite evenimente traumatice și ne închidem inima. Credem că e ceva în neregulă cu noi, se formează anumite convingeri fundamentale, protecții și ajungem să ne trăim viața, o viață care nu este a noastră, o viață de compensare. Da? Și e o povestioară foarte simpatică legat de asta, ca să înțelegem și povestea. Da, chiar și în Lion King, dacă știți, tot așa cu micul prinț care a fost expulzat, a crezut că nu are niciun rost și până la urmă, da, când ajunge la fundul sacului, este trezirea sau awakening, când ne dăm seama de fapt cine suntem cu adevărat. Conștientizarea, da, care de multe ori implică o conștientizare profundă, întâlnirea unui maestru sau a
unei învățături, ceva care ne schimbă sau ne readuce aminte de cine suntem. Da? Asta este partea descendentă, să spunem. Și povestioara care să exprime lucrul ăsta e una simpatică, nu știu dacă e neapărat cea mai reușită, însă este cu un pui de leu care s-a rătăcit de mama lui, de părinți, s-a pierdut de când era mic și a ajuns să trăiască cu niște găini, cu o gașcă de găini sau rate, ce vreți voi să-i spunem. Și cotcodecea cu ele, mânca cu ele, da? Crezând că este, da? se adapta la stilul lor de viață. Până într-o zi în care întâmplător trece pe lângă ele un leu, da? Matur, adult, periculos, toate o iau la fugă și leuțul nostru vrea să fugă, însă leul mare îl prinde și îl aduce la marginea unui lac și spune: ce-i cu tine? Ce-i pățit? Cum te porți ca o găină? Și îl invită să se uite în lac și în reflexia lacului respectiv se vede și readuce aminte de cine este cu adevărat și începe să rage ca un leu adevărat, da? Și își readuce aminte de identitatea sa adevărată. Da? Pentru că, într-un fel, cam asta se întâmplă. Chiar dacă e o poveste foarte simplă, banală, însă de multe ori, pentru că spuneam, nu este vina nimănui că avem parte de astfel de experiențe, până la urmă fac parte din povestea fiecăruia, a devenirii. Și de fapt ce e important să înțelegem, că de multe ori în spatele celor mai mari răni și protecții stă de fapt darul nostru cel mai mare. Și are o explicație interesantă, nu o să intrăm acum în detalii, dar aș vrea să rețineți asta, să vă gândiți unde am protecția cea mai mare legat de ce aspect al vieții. Și să vă gândiți că s-ar putea acolo să fie tocmai un mesaj, un semn care să fie legat de dar, da? De ce avem de împărtășit cu ceilalți. Și după ce începe partea de awakening, de trezire, de conștientizare, băi, stai că de fapt am luat-o pe arătură, atunci, da, începem călătoria ascendentă. Și asta presupune îmblânzirea, în primul rând, îmblânzirea, dacă mai țineți minte, a calului sau a dragonului, se spune în mitologie. Dacă mai țineți minte povestea cu calul neîmblânzit de data trecută, da? E ceva în genul acesta, de a îmblânzi această parte din noi, mintea și inima, și a le face să lucreze la unison, da? Pentru a redeveni întregi, pentru că de fapt îmblânzind dragonul, umbrele și toate părțile din noi, de fapt așa ne recăpătăm și darurile prin această călătorie interioară. Și după ce ne recăpătăm darurile, le redescoperim, le activăm, ne reîntoarcem și servim. Și de fapt ăsta este tu 2.0. După ce facem această călătorie a eroului. Da, asta e explicația pe scurt. Dați-mi un semn dacă are sens perspectiva asta pentru voi. Are sens? Super. Minunat. Da? Deci asta este o perspectivă legată de ce înseamnă tu 2.0. A doua perspectivă este legată de cele patru nivele de conștiință. Și o să vă mai chinui un pic cu talentul meu artistic, îmi pare rău. Dar cât de cât, sper că ajută mai mult decât doar aș vorbi. Da, avem patru nivele de conștiință. Gândiți-vă ca patru etaje ale unei clădiri. Primul este to me, by me,
through me și as me. Da? To me înseamnă că... Mulțumesc, Cristi! To me este arhetipul de victimă, arhetipul umbră de victimă, în sensul că viața mi se întâmplă mie, sunt victima circumstanțelor, da? Și n-am nicio putere, toată, uite ce nedrept e, uite ce fac oamenii, ce-mi fac, ce nedrept e și așa mai departe. Da? Este partea de victimă și este arhetipul umbră care cu toți îl avem, da? În diferite etape ale călătoriei, ale evoluției noastre, cu siguranță fiecare am trecut prin etapa asta. Și este, apropo de energiile, este partea de energie feminină distorsionată sau rănită. Da? Iar după ce stau în partea asta și depresie și închidere și nu mai a da vina pe exterior și justificare și așa mai departe, la un moment dat ne săturăm și mergem către by me, care este partea de masculinitate distorsionată sau rănită și care e partea de trebuie, o să fac eu, o să dovedesc, da? Depun foarte mult efort, muncesc până fac cumva să reușesc, da? Și de fapt este ce îndeamnă foarte mult societatea și s-a pus accent foarte mult pe by me consciousness, pe make it, do it. Și ceea ce este de asemenea o energie distorsionată, pentru că spuneam și mai devreme, da? Nu ne aduce ceea ce căutăm cu adevărat, nu are cum. Chiar dacă obținem lucrurile respective cu efort, cu strofocare, nu o să ne împlinească. Și mai mult decât atât, ține minte de legea dualității, da? Plus minus, oricum vom pierde, da? Chiar dacă obțin lucrurile respective, poate pierd sănătate sau relațiile sau așa mai departe. Și la un moment dat ne dăm seama că poate există și altceva, da? Și se deschide etapa de through me, prin mine, în care devin un canal și prin care las universul să circule, se manifeste, care este partea de feminin divin, da? Care este femininul integrat și în care sunt în flow, în curgere, în care primesc ghidare, creativitate, ne deschidem către intuiție și totul e bine și minunat, sunt mult mai mult în being aici, da? În a fi. Îmi iau energia de la sursă, însă nici asta nu este complet, pentru că este și al patrulea spațiu, as me, în care devin una cu totul, în care este și femininul și masculinul divin integrat. Da? Este acest mariaj interior care este extrem de important de a-l face în interiorul nostru, fiind indiferent că suntem bărbați sau femei, este ceea ce ne echilibrează, ne aduce ceea ce căutăm în interior, da? Pentru că altfel este un dezechilibru. Și ce înseamnă tu 2.0 din perspectiva aceasta? E bine, nu înseamnă neapărat ăsta, ultimul. Depinde unde ne aflăm. Dacă ne aflăm în victimă, s-ar putea tu 2.0 să fie by me, pentru că este la următorul nivel de vibrație. Dacă sunt aici și pentru mulți următorul pas este through me, da? Să dau drumul, pentru că ăsta este un spațiu al controlului, da? O să fac eu și ce discutam și ieri cu unii dintre voi, da? Cum dau drumul controlului și învăț să curg cu viața, să devin mult mai responsiv la mesajele, semnele universului. Am văzut că tot primim trifoi, am mai primit mesaje de la unii dintre voi, minunat, da? Și asta înseamnă un salt, pentru că spuneam și data trecută ce înseamnă tu 2.0. Nu înseamnă că ne îmbunătățim cu 20%, că câștigăm cu 50% mai mult sau așa mai departe. E nevoie de o schimbare de paradigmă. Gândiți-vă ce înseamnă să trec de la to me la by me sau de la by me la through me. Păi e o schimbare enormă de
convingeri, de mod de a percepe viața, realitatea, ce se întâmplă la nivel celular, al sistemului nervos. E o diferență extrem de mare. De asta zic că a face, a ne alinia cu tu 2.0 nu este un proces care mai învăț ceva, mai aflu o tehnică, ci este o schimbare de paradigmă și în primul rând o schimbare de vibrație, de a ne muta casa vibrațională. Asta înseamnă în primul rând. Și a ne muta casa vibrațională permanent. Da? E important să înțelegem asta. Pentru că da, trecem pe o vibrație mai înaltă, facem o meditație, oprim mintea, facem un pic de recunoștință, mai mergem într-un loc energetic și ne creștem vibrația, dar nu înseamnă că ne-am mutat casa, nu înseamnă că a fost o schimbare la nivel de conștiință, ci doar pe moment, iar apoi revenim unde? Acasă. Da? Și atunci, tu 2.0 înseamnă asta. În primul rând să ne conectăm cu acest spațiu care ne cheamă și apoi o să vedem data viitoare cum aducem acest nou spațiu în celule. Pentru că atunci se întâmplă transformarea permanentă când ajunge în corpul fizic. Da? Are sens și perspectiva asta cu spațiile, patru nivele de conștiință? E clar? Sau sunt întrebări? Minunat! Și a treia perspectivă pe care vreau să vă ofer legat de ce înseamnă tu 2.0 este perspectiva poate cea mai simplă sau la îndemână. Justin întreabă unde se încadrează manifestarea de tip masculin divin. E o întrebare faină și e amplu răspunsul. Încerc să-l sintetizez, un răspuns foarte pe scurt. Manifestarea, avem nevoie de divinul masculin ca să manifestăm. De fapt, energia masculină e cea care manifestă. Însă, divinul masculin, da, sau manifestarea divină, care e diferența principală, este de unde pleacă intenția. Pleacă de la mecanismele de compensare și intenția este să manifest ceva de care am nevoie sau vreau sau, da, e ceva ce e o dorință care vreau să mă umple undeva, să compenseze ceva și folosesc în sensul ăsta manifestarea, da, principiile care funcționează oricum, sau folosesc divinul masculin în slujba femininului, divinului feminin, care este cel care se aliniază cu sinele, cu intenția, este cea care aude chemarea, vocea sufletului, da, a universului. Și divinul masculin este cel care provide, este cel într-adevăr care manifestă, dar în slujba divinului feminin și nu în slujba femininului rănit sau că am nevoie sau... Asta e una din diferențele principale. Are sens, Justin? Super. Bun. Al treilea unghi sau perspectivă, ca să înțelegem ce înseamnă tu 2.0, este poate modalitatea cea mai simplă și la îndemână fiecăruia dintre noi ca să putem să ne conectăm cu tu 2.0. Pentru că pentru fiecare, cum am văzut și la nivelele de conștiință, dar astea sunt niște grupe mari, să spunem, pentru fiecare există o variantă tu 2.0. Un Cristi 2.0, Anca 2.0, Justin 2.0 și așa mai departe. Și este foarte personală pentru fiecare. Și ce este important să înțelegem este că varianta asta noastră deja preexistă la nivel vibrațional. Da? S-a format pe baza contrastelor, experiențelor de viață și incorporează la nivel vibrațional
următoarea noastră variantă în potențialitate, nu potențialul cel mai înalt, care este infinit, ci cât de mult putem bate cu lumina, să spunem. Știți cu mașina când bate cu, da, e întuneric și bate la 200 de metri, să spunem. După ce parcurgem pe aceea, mai vedem încă 200 de metri în față. Da, cât de mult putem să ne imaginăm ca și în momentul ăsta cine suntem în potențialul nostru. Dar asta e important să înțelegem. Ce putem vedea nu e fascinație, nu e imaginație, deși folosim mai, dar oricum nu există ceva ce nu este deja precreat. Totul este precreat. Da? Doar ne putem expanda conștiința astfel încât să ne racordăm cu acest spațiu vibrațional. Da? Deci este Tu 2.0, este următorul spațiu vibrațional care ne cheamă și care este, suntem noi la următorul nivel de energie, iubire, bucurie. Pentru fiecare este unic și personal și o să facem imediat călătoria de activare, de a ne conecta cu acest spațiu unic pentru fiecare. Și ce o să observăm în acest spațiu este că sunt anumite trăiri, o emoție cuantică principală, cum se simte în acest spațiu. Și e important să devenim conștienți de această trăire, cum se simte, pentru că la asta este responsiv universul, da? La simțire, la trăire, emoția cuantică, pentru că asta după aceea ne va ajuta să revenim mereu și mereu în acest spațiu. Da? Și ce avem de făcut este, bineînțeles, să ne conectăm, să învățăm cum se simte în acest spațiu, iar după aceea o să vedem data viitoare, facem și procesul de cum îl aducem în celule. Ce înseamnă acest proces ca transformarea să fie completă. Dar momentan ce vă invit să facem este să ne întâlnim, să ne conectăm cu Tu 2.0, să activăm această variantă, acest spațiu energetic care spuneam preexistă. Nu trebuie să-l inventăm sau să-l aducem de undeva, ci doar să ne aliniem cu el. Ok? Așa că vă invit să facem o scurtă călătorie în conștiință, dacă sunteți de acord și dacă vreți să parcurgem împreună. Da? Și vă invit să ne așezăm confortabil, să aducem atenția în interior, să inspirăm profund, să expirăm complet. Relaxăm corpul, dăm drumul tuturor tensiunilor. Aducem energia în interior, de la toate lucrurile care ne distrag. Aducem în interior, în coloană, ca o broască testoasă care își retrage membrele în carapace. Și ne conectăm cu fluxul natural al respirației. Această ancoră care ne poartă în dimensiunea subtilă a ființei noastre. În măsură ce rămânem prezenți cu respirația, observăm cum gândurile se reduc, valurile emoționale se diminuează. Și
și ne conectăm astfel tot mai mult și tot mai profund cu esența noastră. Dincolo de toate bagajele, condiționările, vechile credințe sau identități, roluri, le dăm drumul pentru moment și pătrundem în acel spațiu, dincolo de cunoaștere, în zona de miracole, în zona tuturor posibilităților. Ducem atenția și energia și în picioare și prin tălpi ne împământăm, creștem rădăcini adânci în centrul pământului, conectându-ne cu energia mamei pământ, această energie de protecție, de susținere, care ne hrănește, ne susține. Simțindu-ne în siguranță, protejați și inspirând profund, aducem această energie din centrul pământului până în abdomenul nostru, în primele chakre, iar apoi urcăm cu atenția pe coloană tot mai sus, până în creștet, iar de aici expandăm și mai mult, ascensionăm cu atenția, cu conștiința, ne conectăm cu energia Tatălui Divin, cu această energie binecuvântată, vindecătoare, pe care de asemenea o invităm în corpul nostru. Vedem și simțim cum pătrunde prin creștet și ușor, ușor ne umple tot corpul de lumină, energie, purificând, alchimizând tot ceea ce nu ne mai servește. Și pe inspir putem uni cele două energii și de la pământ și de la cer în inima noastră. Iar pe expir armonizăm. Și rămânem cu atenția în centrul pieptului, în inima noastră spirituală. Respirând în inimă și cu fiecare respirație, mergând tot mai profund în inima noastră, conectându-ne cu esența noastră divină.
Aici observăm în profunzimea inimii noastre o ușă, un portal prin care alegem să trecem, deschidem ușa și pășim prin acest portal care ne duce într-o altă dimensiune, într-un spațiu de poveste, familiar, natură, un spațiu în care ne simțim în siguranță, bucuroși, liniștiți. Începem să explorăm acest spațiu, natură, observăm copacii, soarele, iarba. Începem să pășim pe o potecă care ne apare. Și observăm la un moment dat, undeva în depărtare, prezența cuiva. Simțim că se apropie cineva de noi. Și ne dăm seama că este următoarea variantă a noastră, tu 2.0, pe care urmează să o întâlnim. Această variantă noastră care este la următorul nivel de vibrație, de energie, experimentează o altă calitate a vieții, a emoțiilor, a bucuriei, a iubirii și ne apropiem pas cu pas de acest spațiu pe care ne-l putem imagina ca un cerc, îl putem percepe ca un cerc, fie în interiorul ei, fie este o persoană, fie un simbol, fie doar o energie, fiecare cum rezonează, cum își poate imagina în orice fel, acest cerc, această vibrație conținută în acest spațiu. Și pe măsură ce ne apropiem tot mai mult, pas cu pas, începem să simțim shift-ul în energia noastră. O mică schimbare pe măsură cu fiecare pas, pe măsură ce ne apropiem, începem să ne racordăm la această energie înaltă. Iar când ne aflăm față în față și mai avem un pas de făcut, putem alege să-l facem conștient și simțind când facem acest ultim pas, simțind această trecere în această vibrație Tu 2.0. Respirăm aici. Doar observăm cum se simte, cum se vede viața din acest spațiu energetic. Ne lăsăm intuiția să ne ghideze, nu aducem niciun bagaj sau condiționare din trecut, nicio proiecție din viitor, ci doar observăm cu detașare, cu curiozitate, cum se simte, cum se observă, cum se trăiește viața din acest spațiu. Cum este interacțiunea cu ceilalți oameni. Cum se simte, care este emoția principală, emoția cuantică în acest spațiu. Fie că este de libertate, de bucurie, de iubire, de expansiune. Suntem receptivi și lăsăm ca vibrația acestui spațiu energetic să ne transforme, să se impregneze în fiecare celulă a ființei noastre. Observând cum se simte și observând din acest spațiu, din această trăire, din această vibrație înaltă,
ce îmi vine natural să fac, cum sunt ghidat, care este impulsul, ce aș simți să exprim, să fac din acest spațiu, ce îmi este natural în această trăire. Fie că fără să aduc, dacă are vreo legătură cu ce fac în prezent sau cu ce aș vrea, ci doar intuitiv să am această percepție, cum vrea acest spațiu, această energie să se exprime prin mine. Rămânem cu trăirea, cu emoția, emoția amprentă sau semnătură, emoția cuantică acestui spațiu, o reținem în celule. Iar când simțim că procesul este complet, îi putem mulțumi lui Tu 2.0, având înțelegerea și conștientizarea că este aici mereu pentru noi, că putem reveni în acest spațiu mereu și mereu, că este deschis pentru noi. Iar pentru moment alegem să ne întoarcem pas cu pas înapoi pe potecă, în inima noastră, revenind ușor în corp, aici acum, inspirăm profund, expirăm. Împământăm și când suntem pregătiți, fiecare ritmul lui, revenim ușor și deschidem ochii. Bun. Bine ați revenit! Cum a fost în Tu 2.0? Cum s-a simțit? Care a fost emoția, trăirea principală? Dacă simțiți să o împărtășiți în chat? Cum ați putut conecta? Și v-a apărut și cum vă e firesc, natural să vă exprimați, ați primit vreun mesaj în acest spațiu. Margareta, ca o simți conectare, ca o trecere în o altă dimensiune. Și care era trăirea principală, Margareta, în acel spațiu? Ce emoție principală, semnătură, dacă o poți, ai putut-o identifica? Cum se simte? Și la Cristi, energia plăcută, dar important e să... e limitativă o definiție, însă e important să o reținem, pentru că emoția respectivă este scurtătura, dacă vreți, care ne poate readuce în acel spațiu instant. Nu mai e nevoie de toată călătoria,
ci pur și simplu mă reconectez cu energia respectivă, cu emoția și mă readuce acolo. La Justin, expansiune, dar în același timp fermitate, determinare. Minunat! Da, e un mix foarte, foarte fain. Asta e emoția ta, semnătură, care te cheamă, da? Tu 2.0 e reprezentativă pentru asta. Pace, împlinire. Minunat. La încă, de data asta, a fost sentimentul de apartenență și integrare totală, de una cu tot. Și a venit că acțiunea a fost îmbrățișarea cu oamenii. Super! Apartenență, belonging. Deci avem și acțiune aliniată. Asta o să discutăm data viitoare, la următoarea întâlnire, pentru că e nevoie, cum a împărtășit Anca, ca să aducem această vibrație în celule, o să vedem că avem nevoie de embodiment, avem nevoie să aducem asta în celule, cum spuneam, și una din modalitățile principale prin care facem asta e nevoie de o acțiune în plan fizic. De exemplu, să îmbrățișez pe cineva, dacă asta am simțit emoția respectivă. O să discutăm mai multe data viitoare cum facem asta, integrarea, și cum, ce o să discutăm și despre alchimizare, pentru că inevitabil or să apară lucruri care ne împiedică să rămânem în tu 2.0 permanent. Și o să vedem ce presupune procesul ca să fie o transformare permanentă. A fost plăcut, trebuie să mai revin și în această stare. Aștept înregistrarea audio, da, Ioan, o să trimitem și înregistrarea. Și de fapt asta este și tema pentru zilele acestea până la întâlnirea următoare, miercuri. O să aveți în caietul de curs două exerciții, la exercițiul 3 și 4, activează-ți dorințele inimii și chemarea inimii, și în care un exercițiu alternativ cu ce am făcut acum. Vorbește cu inima ta, o să găsiți acolo, da? Într-o stare de relaxare, și întreabă-ți inima ce dorești cu adevărat, ce mi-ai să fac. Și sunt după aceea câteva întrebări la care să răspundeți, dar dintr-o stare semi-meditativă. Da? Important să mai apucăm să discutăm astăzi despre percepție versus intuiție. Poate o să discutăm data viitoare, un pic important distinția asta. Da? Deci exercițiul ăsta și meditația, călătoria în conștiință de activarea tu 2.0. Mă bucur, Ioan, că de-abia aștepți, pentru că face parte din temă să o repetăm de preferat în fiecare zi până la următoarea întâlnire. Tatiana, am zis în siguranță că acolo e locul meu, nu aș mai fi plecat. Minunat. Siguranță. Ok. Crește emoția de vindecare și comunicare. Ok. Bun. Minunat, dragilor. Cam asta am avut pentru seara asta. Sperăm că a fost relevant. Sperăm că ați luat ce aveați nevoie pentru această întâlnire, că s-a mai clarificat, am mai adăugat o cărămidă la această călătorie și ne revedem săptămâna viitoare, miercurea viitoare, cu ultima sesiune, când închidem această mini-călătorie, care, bineînțeles, este călătoria pe care o dezvoltăm în Divine Destiny Academy. Asta este doar, să spunem, imaginea de ansamblu succintă în Academie, merge mult mai în profunzime. Și avem o noutate și pentru cei din Academie, că se deschide o altă componentă a Academiei, dar o să discutăm asta la deschidere. Bun, dragilor! Mulțumim pentru participare, pentru împărtășiri, că au fost din plin, apreciem. Și ne revedem la următoarea întâlnire. Seara minunată să aveți, pe curând!
Cu drag. Seara faină.